Pe scurt, care este povestea filmului din seara aceasta? Filmul proiectat în această seară de Ghepard cu One World Romania are ca temă visul unor doamne în vârstă dintr-un club de pensionari de a ajunge la mare. Greu financiar s-ar fi putut descurca dacă nu se străduiau să strângă bani prin diverse metode. Au încercat să facă un calendar, s-au pozat dumnealor în diverse, cu diverse background-uri. Au încercat ulterior să vândă calendarul, dar au strâns doar o mică sumă, au mai organizat încă un eveniment, iar ulterior au reușit prin publicitate în toată Italia să fie cunoscute ca oamenii să doneze pentru cauza dumnealor și în final au ajuns la mare. În seara aceasta, filmul a fost proiectat la Centru de Recreere Pensionari din cadrul Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș. De unde e ideea? Ideea ne-a venit la ultima proiecție a aceluiași film, la Centrul de Cultură și Arte. Dezbaterea de după film a avut loc în prezența doamnei Mariana Moise și discutând cu dumneei despre cum sunt pensionarii noștri față de doamnele din film, am ajuns la concluzia că ar fi foarte o idee foarte bună să proiectăm acest film la Centrul de Pensionari pentru a-i putea cumva inspira și să înțeleagă că sufletul ar trebui să rămână tânăr în ciuda dificultăților și a vârstei. Cred că unele doamne au fost inspirate, mai ales doamnele optimiste, așa dacă suntem pesimiști și vedem totul negru, nici filmul nu ni s-a părut că s-ar putea aplica la cazul nostru. Cred că unele doamne au înțeles ce trebuia să înțeleagă și poate deschidem o discuție de acum despre cum ar putea să se organizeze, cum ar putea să facă alte activități care să le unească, pentru că cred că au nevoie și de puțină coeziune, ca ulterior să poată să-și organizeze excursii împreună. E posibil să nu fie ca doamnele din film, în sensul că mi-au dat senzația că nu se cunosc foarte bine și atunci, deocamdată, trebuie să treacă acest pas, ca ulterior să poată să facă ceva împreună. Dar se adresează în special lor și mai ales doamnelor. În afară de această seară de film, de ce activități se bucură beneficiarii centrului? Pe lângă toate activitățile zilnice ale centrului de recreere, în fiecare lună susținem câte o activitate, atât recreative, sociale, de informare, medicale, de toate genurile. Sărbătorim și zilele pensionarilor, sărbători importante ale noastre, diverse activități. Câte persoane aveți înscrise la centru? 175 înscrise. Dorul de mamă și de părinte și bunică lasă de dorit. De-aia m-am și înscris la tineretul de aici, ca să mai îmi treacă vremea. Și activitățile centrului de recreere pentru pensionari, cum vi se par? Super, fetele sunt de treabă, sunt primitoare, sunt cu noi, ziceți, în permanență. Un film foarte educativ pentru persoanele de vârsta a treia, așa, și faptul că au perseverat ca să-și realizeze visul aceste doamne din Italia, e un câștig. Un câștig pentru fiecare dintre ele. Doamna, la vârsta aceasta, a treia, cum spuneți dumneavoastră, este ceva, ca un film, ce v-ați dorit să faceți? De exemplu, doamnele din film și-au dorit să ajungă la mare. Eu am fost la mare și nu. Am un alt vis, de exemplu, de a mă întoarce în locurile în care am copilărit. Adică să am mai mult timp și să le vizitez din nou și să le privesc acum la maturitate cu alți ochi. Considerați că este de bun augur ca la Centrul de Recreere pentru Pensionari să fie mai multe seri cu film? Da, măcar unul pe lună. Nu un astfel de film, dacă ne-l rulează o dată pe lună, cred că ar fi potrivit. Participați la toate activitățile pe care le desfășoară reprezentanții? De timpul nu-mi permite să vin așa des. Dar ce vi se pare cel mai interesant? Cel mai interesant, uite, mi s-a părut filmele acestea educative, ce mai fac ele aici, au și o sală de fitness
Și e și o doamnă asistent medical la care poți să iei niște relații. Știu, pentru că la acest centru eu am făcut voluntariat o lună de zile. Doamna asistent știe foarte bine și eu le-am îndrăgit și pe doamne și ele pe mine, bănuiesc. Unul din seara aceasta a fost despre visul unor doamne de a ajunge la mare. Din câte am înțeles din discuția noastră cu Iulia, vă doriți ceva acum după film. Ce anume? Da, îmi doresc foarte mult. Nu numai am un vis, am trei. Să mă dau cu parașuta, să călăresc și să ajung la Ierusalim. Să înțeleg că până acum nu ați reușit să faceți aceste lucruri. Nu, am făcut multe altele. Deci am fost în Italia, am fost în excursii, în România, vreau să cunosc în primul rând țara mea. Și după aceea, dacă mă ajută Dumnezeu, merg și mai departe. Deci dorința aceasta dumneavoastră de a se vii cu parașuta, călării și de a ajunge la Ierusalim, să înțeleg că a venit acum după film, după ce ați văzut că niște doamne și-au îndeplinit visul? Nu, le-am mai de mult. Și am zis că nu vreau să mor până nu își împlinesc. Și acum doar v-ați impulsionat? Da. Atât. Și până la urmă vă duceți? Categorică, da. Dacă nu îți împlinești visul, înseamnă că ai visat degeaba și eu nu pot să visez degeaba. Tot ce mi-am propus de când eram tânără, am realizat. Poate și mai mult decât mi-am propus. Iar dacă am ajuns la o vârstă, nu înseamnă că sunt bătrână. Voi fi la față, dar inima e tânără. Iulia, următoarea proiecție de film unde va fi? Următoarea proiecție va fi pe 6 august, tot de la 6:30, la Centrul de Cultură și Arte George Topârceanu. Este un film despre schimbările climatice, se numește Mulțumesc pentru ploaie, iar dezbaterea de după va fi purtată împreună cu o doamnă director de școală generală, care este și profesor de geografie și pasionată de schimbări climatice, mediu, poluare.